La sud de România, Marea Neagră își desfășoară cel mai variat și spectaculos litoral din regiune. Aflată la întretăierea unor importante rute care leagă Europa de Orientul Mijlociu și Asia, Bulgaria are o poziție privilegiată. Varietatea reliefului și diversitatea culturilor care se întrepătrund aici, dar și marile investiții străine din domeniul turismului și politica de prețuri moderate, au făcut din Bulgaria una dintre destinațiile favorite ale turiștilor din întreaga lume. În succesiunea secolelor, slavii și triburile proto-bulgare venite din Asia au format o populație stabilă, care s-a așezat pe teritoriul actual încă din secolul al VII-lea. A urmat o dominație a sud-estului Europei cu ajutorul Imperiului Bizantin, dominație care a fost întreruptă de invazia trupelor otomane în secolul al XIV-lea. Bulgaria și-a obținut independența în 1878 cu ajutorul Rusiei și României, care au profitat de declinul Imperiului Otoman, învingându-i armatele. Pe tronul țării a fost instalat un prinț german, dar sângeroasele și brutalele războaie balcanice au păstrat Bulgaria sub influența Rusiei, care a transformat-o într-o țară satelită a puterii de la Moscova, răsturnând monarhia și instaurând comunismul. În timpul puterii comuniste, litoralul bulgaresc al Mării Negre s-a dezvoltat haotic, dar extrem de puternic, reprezentând însă o bază pentru investițiile care au venit după 1989, atunci când cortina de fier a căzut. Criza economică a surprins țara în pline investiții în turism, stopând elanul investitorilor veniți mai ales din Germania și din Spania. Totuși, capacitățile de cazare au crescut simțitor, iar politica prețurilor pentru toată lumea a adus, mai ales pe litoralul bulgăresc, o sumedenie de turiști veniți din toate colțurile lumii. Ca și România, Bulgaria este faimoasă pentru mănăstirile situate în peisaje excepționale de munte. Orașul Melnic este faimos pentru calitatea vinurilor sale, dar și pentru arhitectura din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, pe care o putem admira inclusiv la mănăstirea Rozen. Orașul Bansko, situat la poalele muntelui Pirin, ne invită să vizităm minunata mănăstire a Sfintei Trinități, datând din anul 900 după Hristos, cu pereții săi pictați și zidurile înalte din piatră. Tot aici este accesul în Parcul Național Pirin, bogat în păduri și luciuri de apă cristalină în care se scaldă soarele. Parcul mai este și sanctuarul multor specii de plante rare. Situată la 121 de km de capitala Sofia, mănăstirea Rila beneficiază de o colecție impresionantă de picturi murale, icoane pe lemn, monede vechi, dar și manuale și biblii scrise de mână, toate datând de la anul 900 după Hristos. Clădirea a fost distrusă de flăcări și este refăcută după proiectul inițial în secolul al XIX-lea, singura construcție datând din secolul al XIV-lea, fiind turnul Chirilo. Din luna mai până la începutul lui iunie, o imensă vale situată în Cazanlâc se umple de culoarea și mireasma trandafirilor care înfloresc aici. În această vreme se celebrează în multe orașe din Bulgaria Festivalul Trandafirilor, iar în Valea de Origine se organizează numeroase expoziții folclorice în siturile arheologice care adăpostesc vestigii din epocile greacă, romană și tracică. Vă îndemnăm să vizitați Bulgaria!